Comisiile formate din reprezentanți ai direcțiilor agricole și ai autorităților locale pentru a stabili pagubele produse de secetă ar trebui să intre în acțiune și să evalueze daunele produse de lipsa precipitațiilor. Dar se pare că normele de aplicare a acestei măsuri nu sunt conforme cu realitatea din teren. Cel puțin așa afirmă Laurențiu Baciu, fermier din județul Bacău, care are încă din toamna anului trecut o mare suprafață calamitată de secetă. Agricultorul spune că arșița și lipsa precipitațiilor au compromis mult mai târziu solele lucrate de el și nu se încadrează în termenele stabilite de Comisia de Constatare. S-au făcut la nivel de prefecturi fel de fel de adrese ca să constituie acea comisie, să vină să vadă despre ce este vorba. Dânșii invocă un ordin din 2020, spun că declarația se face până la 15 mai. Asta înseamnă să nu ai profesioniști și să le spun că la 15 mai culturile de toamnă arătau foarte bine. În majoritatea zonelor din țară arătau foarte bine. Dar ei nu realizează că într-un timp scurt, în lipsă de precipitații și temperaturi foarte mari sau foarte scăzute, se poate compromite tot. Lucru care s-a și întâmplat. Ei, ca exemplu, grâul meu în luna 10 mai, spre exemplu, promitea 6-7 tone la hectar. Acum doar beneficiez de paie. Grâu nu. Nu aveam de unde să anticipez că luna iunie va veni cu temperaturi de peste 35 de grade și cu precipitații zero. E adevărat că dacă ne uităm pe telefon, în fiecare zi plouă, dar numai pe telefon. Pentru că în zonă, cel puțin în zona în care activez eu, și nu, mai în toată Moldova, nu a dat o picătură. Și să înțeleg că nu veți beneficia de aceste... Nu, nu. Deci, conform acelui ordin, care noi nu-l modificăm, noi ținem... Am mai găsit un document odată de care se folosea Ministerul Finanțelor, care purta o dată din 1954 și ei încă îl activau, deși nu mai avea nicio legătură cu realitatea. Așa și aici. La 15 mai nu era situația de calamitate. Astea nu vin cu date fixe. Da? Fenomenele astea naturale vin când vin. Niciodată nu poți preconiza până la data de, până la data de. Și mai ales seceta. Seceta care știm că este un proces pe o perioadă nedeterminată. Că foarte mulți se așteaptă ca seceta să acționeze ca la o furtună, ca la o cădere de grindină, adică într-un timp scurt. Nu. Asta se prelungește până diminuează producția de la 1% până la 100%. O diminuează cu cât timpul se prelungește.